Dă-i notare. Eu vreau să vă spun doar puțin despre oglindă. Oglinda asta, așa poate voi credeți că e o simplă oglindă. Magică. Este. Are înăuntru, v-a arătat domnul profesor, da, translator acela. În timpul seminarului se face un exercițiu foarte puternic, extrem de puternic cu oglindă. Și te uiți, practic, tu în ochii tăi și te conectezi cu eu-ul tău interior, pe de o parte. Deci, oameni buni, intri în sinele tău. Cureți acolo dacă e ceva de curățat. Tot cu oglinda faci, te uiți în trecut, la toți strămoșii tăi și cureți de acolo dacă e ceva de curățat. Te uiți în viitor și îți vezi viitorul. Pur și simplu vezi niște imagini în fața ta. Eu ce vreau să vă spun, pentru că eu am curățat din urmă, da? Azi noapte, pur și simplu m-am trezit visând odată, dintr-un an, cu ziua, cu lună, cu an, în care eu trebuia să iert ceva acolo. Și m-am trezit, mi-am dat seama, zic, wow, stai că trebuie să iert aici. Și am iertat, pentru că trebuia să lucrez ceva. Sunt lucruri pe care poate le avem din urmă, care ne... Deci poate ați auzit de karmă, da? Care ne afectează în prezent, fără să știm de ele. Dar acolo le afli. Le afli și îți vin cumva și uite că ai ce să... Păi și când găsești rezolvarea? În fiecare zi vă uitați în oglindă, cât timp? Pur și simplu eu am spus ce mi s-a întâmplat după exercițiu. După exercițiu. Cine ia oglinda acasă are episoade. Da, în loc de telenovele, mai e altceva. Mulțumesc, Marta. Foarte interesant. Mulțumesc.